să fii mai lui. Amin. Și dacă el n-a venit încă, îi mulțumim pentru că ne dă harul în această seară să stăm în prezența lui, așa cum am cântat penultima cântare sau antipenultima, vocea lui răsună. Ruga mea și cred că a tuturora este ca în continuare, prin glasul Evangheliei, vocea lui să răsune. Dumnezeu să ne dea inimi deschise, Dumnezeu să lase pe Duhul Sfânt la lucru și să ne ajute să plecăm schimbați, transformați, iertați, eliberați, vindecați, înviorați, treziți, plini, plini de El și de prezența Lui. Haideți să ascultăm un cuvânt din Cartea Evrei, de la capitolul 3. Vom citi selectiv, vom citi primele două versete, apoi vom sări la versetul 6 și vom citi până la 14 inclusiv. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirea la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Dar, versetul 6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași a lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur că în sfârșit a trecut vara, aproape trecut toamna și am ajuns la Deta. Oricum, ori de câte ori vin la Deta, vin cu bucurie. Cred că pot să vin cu ochii închiși. Mai cu seamă acum când am văzut indicatorul spre Biserica Pentecostală, m-am bucurat, dar mi-a venit un gând. Dincolo de indicatorul Bisericii Pentecostale, aș dori din toată inima ca Dumnezeu să vă facă pe toți indicatoare. Amin. Să ne facă pe toți indicatoare înspre Hristos. Amin. Nimeni să nu zică, măi, ăsta sau asta, ce oameni deosebiți, și să spună, mă, ce a putut să facă Hristos din ăsta sau din asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Am citit un pasaj din Epistola către Evrei, pe care eu l-am intitulat Chemați de El să rămânem statornici în El. Chemați de El să rămânem statornici în El. Primul verset pe care l-am citit este atât de provocator. Aici autorul vine și spune, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privire spre apostolul, care este nimeni altul, Iisus. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. În această seară, noi suntem aici două categorii de oameni. Unii care am acceptat chemarea, am primit chemarea lui Iisus și avem parte de odihna în El, avem parte de o nădejde vie, avem parte de pace, de împăcare și iertare. Și cealaltă categorie
sunt cei care în această seară au parte din nou de chemare, au parte din nou de invitație. Invitația care răsună peste vacuri, așa cum este scrisă în Matei 11:28. Domnul Iisus avea să spună: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. În această seară doresc ca și pe unii și pe alții Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe cei ce am primit chemarea, pe cei ce am umblat în chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu în această seară să ne ridice la statura plinătății sale și să ne ajute în continuare să mergem hotărâți, să ne ajute ca în continuare inimile noastre să fie pline de El și apoi să putem să împlinim cuvântul pe care acela slăvit, glorios, măreț și unic Salvator, Iisus Hristos avea să spună: din prisosul inimii vorbește gura. Fie ca inimile noastre în această seară să fie deschise înaintea Lui. Fie ca în această seară El să mă inspire și să ne inspire pe toți. Să fim treji și să fim gata, dincolo de a ne uita la ceas, să fim gata și să zicem: Doamne, avem o ocazie să Te ascultăm. Un mare predicator spunea că atunci când ți se dă ocazia să predici, trebuie să predici cu atâta hotărâre, cu atâta dragoste, cu atâta zel, cu atâta dorință de a-L reprezenta pe Iisus Hristos, ca și când ai avea o ultimă ocazie să predici adevărul lui Dumnezeu. Iar cel ce ascultă, să asculte cu atâta bucurie, cu atâta atenție, ca și când ar avea o ultimă ocazie să asculte. Am fost într-o biserică pentecostală din Timișoara, în urmă cu vreo 5 săptămâni, și păstorul îmi spune: bă, partene, uite, e fără 5, 7 fără 5. Să-l mai pun pe Saul să recite o poezie sau să nu? Știi că el recită poezii lungi. Am zis: pune, pune, las, că rămâne mie timp. Am mai zis ceva, dar nu o spun acum despre predicatorul care poate vorbi mult sau puțin. Dar l-au pus pe Saul să recite poezia. O recit-o dat poezia cu titlul Iisus. Lucruri frumoase spuse despre Iisus. Cu atâta zel fratele s-au recitat și luni mă sună același păstor și spune: bă, partenie, a fost ultima poezie pe care o recitat-o Saul. De ce? Păi, în curte fiind, s-a făcut rău și a plecat la Domnul. Era tânăr, avea 64 de ani, mai tânăr ca mine. A avut o ultimă ocazie să recite poezia. Eu am fost inspirat că am zis: lasă-l să recite. Poate că aveam ceva remușcări dacă ziceam: nu mai pune, că să rămână mie mai mult timp să predic. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Suntem aici, stăm în prezența Lui. Suntem cei chemați, cei iertați, cei care avem numele scrise în Cartea Vieții și sunt în această seară. Eu l-am întrebat pe Matei, vă spun sincer, sunt ceva prieteni ascultători? Cine nu-i pocăit să ridice mâna? Nu vă fie rușine. Cine nu-i pocăit? Cine nu s-a întors la Domnul? Pot să faci un semn printr-o ridicare de mână? Dumnezeu să vă binecuvinteze. La sfârșit ar vrea să ridicați din nou mâna. Să vă ajute Dumnezeu. Frați și surori, prieteni dragi, prieteni dragi care ridicat mâna, în această seară eu vă vorbesc din partea lui Dumnezeu. În această seară noi toți aici avem de-a face poate cu un partener pe care îl știți. Ați avut harul să ascultați cântând pe Cristi și pe Irina, dar în această seară aici aș dori ca cel nevăzut să-și manifeste puterea sa de Dumnezeu. Am cântat prima cântare, spunea: ce mare ești! Ce mare ești! Este foarte greu să vorbești despre cel mai mare, despre Creatorul, despre Stăpânul, despre Domnul, despre unicul Salvator, singurul care a murit și a înviat, singurul care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru o lume întreagă. Îl binecuvântăm pe El, pentru că noi ne încadrăm în acest mesaj al primului verset. Frați sfinți din Deta, care aveți parte de chemarea cerească,
În continuare cred că Dumnezeu vrea să ne spună: prețuiți chemarea aceasta, iubiți-L pe Cel ce v-a smuls din această lume și v-a binecuvântat viața voastră. Frați sfinți care avem parte de chemarea cerească, dacă suntem ceea ce suntem, este datorită Lui. Dacă am rămas lângă El, este datorită Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca tot ceea ce atârnă de noi să putem să-L slujim în continuare. În Matei 6:33 Domnul Iisus Hristos avea să spună: căutați mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu să ne ajute să-L căutăm. Faptul că suntem în această seară aici este o dovadă că noi îl căutăm. Noi îl căutăm. Nu cred că am venit degeaba, ci am venit pentru că Dumnezeu ne-a dat harul să venim. Am auzit la vocea Evangheliei în urmă cu câteva săptămâni o mărturie. Aproape că am vrut să opresc mașina. Ascultând această mărturie din Ucraina, un păstor din Ucraina spunea, când a început războiul în Ucraina, s-a dat un decret prin care orice familie care are mai mult de 3 copii poate să părăsească țara ca să-și protejeze copiii. Și păstorul ăsta a zis: nevastă, noi ce facem? Avem 4 copii. Plecăm să-i protejăm. Și după ce s-au rugat, ei au decis că rămân în Ucraina. În următoarea zi, casa lor frumoasă a fost un morman de moloz. Au decis să rămână. Și spunea acest păstor: am văzut casa ruinată, am văzut multe blocuri ruinate, dar în fiecare duminică am văzut ce n-am văzut până casele erau mari și frumoase. Am văzut sute de oameni întorcându-se la Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că El ne-a chemat cu un scop. Ascultați, vă rog, ce spune aici Apostolul în Evrei, în capitolul 3. El ne-a chemat ca noi să ne ațintim privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre. Hristos este credincios ca Fiu peste casa Lui Dumnezeu. Și ascultați ce frumos sună. Și casa Lui suntem noi. Oh, ce mare har, ce rang, ce poziție avem noi. Suntem în casa Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Efeseni ceva asemănător sau poate și mai clar în Efeseni, în capitolul 2. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Așadar, 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Noi suntem cei răscumpărați, noi suntem cei iertați, noi suntem bucuroși pentru un singur mare motiv, ar trebui să fim bucuroși. Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 10, când ucenicii se întorc doi câte doi și vin și spun: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Domnul Iisus le-a zis: bucurați-vă, nu că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Într-o zi se vor citi numele. Într-o zi numele Tău și numele meu va răsuna undeva în glorie. Undeva în marea împărăție a lui Dumnezeu. Eu n-am niciun merit, tu n-ai niciun merit, dar noi am venit și am răspuns chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie glorificat, Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că ne-a întins o mână a împăcării, a salvării, a iertării, a ridicării, a răscumpărării. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Dar aici apostolul vine și spune mai departe: eu cred în această seară că Dumnezeu are o voce care vrea să transmită un mesaj. Apostolul vine și spune, vine și ne atenționează, vine și vrea să aibă un semnal de alarmă
pentru cel ce predică și pentru cel ce ascultă. Voi sunteți cu numele scrise, voi sunteți casa lui Dumnezeu, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea și nădejdea cu care ne lăudăm. Am rămas impresionat, am scăpat lacrimi, m-am gândit dacă eu eram în poziția acestui pastor în Ucraina, ce ziceam? Nevastă, avem 3 copii, avem nepoți, 5 nepoți, ni-s atât de dragi, ne luăm și plecăm undeva? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem gata. Suntem gata să rămânem lângă El. Suntem gata, indiferent în ce situație, să fim cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aici apostolul, aici vine apostolul și scrie: frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, atintiți-vă privirile spre apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Aceleași cuvânt de atenționare, de provocare, de mobilizare, îl are în Cartea Evrei Dumnezeu, în capitolul 12, unde spune așa: și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Fiindcă avem un nor mare de martori. Și spune aici în capitolul 12, 19, prezintă norul de martori. Moise, Ilie, Avram, Iosua, Gedeon, David și așa mai departe. Am numerotat eu aici vreo 18 martori. Dar în această seară eu vreau să spun că mai avem martori care nu de mult au plecat dintre noi. Când eu m-am gândit la un mesaj din acest pasaj și când m-am gândit că am avea și alți martori în afară de cei pe care îi găsim din Biblie și sunt adevărați martori, eu mă amintesc că tatăl meu, care la acea oră nu era pocăit, mi-a zis mie și la câțiva din frații mei: mai când s-a născut Lidiuța, cea de-a 8-a din familia noastră, s-a născut cu mâinile întoarse, cu gleznele întoarse, și doctorul din sat, un doctor neamț, i-a zis: măi Ioane, uite care e situația, fata asta are mare handicap, nu va pune niciodată picioarele în pământ, nu va lua niciun pahar cu apă în mânuțele ei niciodată. Are handicap mare. Neanie, noi doi știm. Eu îi voi face o injecție. Ai destul 7 acasă. Tata nu era pocăit atunci. Spune: domn doctor, dacă Dumnezeu mi-a dat-o, o voi crește așa cum mi-a dat-o. Când eu am zis: tati, cu adevărat, vreau să mă căsătoresc, mă, cu tata, ai numai 25 de ani, mai ai vreme, el în fotoliu, eu în fotoliu, o zis: ai văzut cum am prețuit-o pe mama ta? Aș vrea să te văd să-ți prețuiești nevasta ta cum am prețuit-o eu pe mama ta. Și fiți, avem un așa mare nor de martori, Dumnezeu să ne binecuvinteze, zic eu, în această seară, din partea lui Dumnezeu, să ne facă un nor de martori, un nor de oameni peste care se odihnește puterea lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, strălucirea celui veșnic, și noi toți să fim un nor de martori pentru copii, pentru nepoți, pentru cei ce vin din jurul nostru. Unul din nepoții mei a zis: și eu predic, și au pus ochelarii mei, a zis că citește ceva din Biblie, și când și-a luat ochelarii, a pus
în modul ăsta ochelarii pe Biblie. Și fiica mea, mama lui, a zis, nu pune ochelarii lui bunica așa. Știți ce a zis nepoțelul? Nu, eu îi pun cum îi pune bunicul. El o reținut cum pun eu. La 3 ani o reținut cum pun eu ochelarii. Frate și surori, copiii și nepoții mai mult fac ceea ce le văd pe noi făcând decât ceea ce le vorbim noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze vorbirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze trăirea noastră, atitudinea noastră, privirea noastră. Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat niște semne, cu adevărat niște martori ai lui Hristos în orice situație. Dumnezeu ne dă har. Noi avem har. Noi trăim într-o vreme de har. Cât de tare ar trebui să strigăm? Avem har din belșug. Avem libertate. Avem mai mult decât avem nevoie. La un moment dat Apostolul Pavel spune, dacă avem ce îmbrăca și ce mânca, nu este de ajuns. Da? Avem mai mult decât atât. Este harul lui Dumnezeu. În această seară, în pace și în liniște, avem har de la Dumnezeu să lăudăm numele Lui, să ne închinăm Lui și să ascultăm Evanghelia. Când eu m-am pocăit, sunt aproape 50 de ani de atunci, m-am dus la biserică, țin și m-am marcat lucrul ăsta. Și îl spun adeseori, aveam un costum nou și am îngenunchiat pe pardoseala din biserica de la sat, care era o murluială din pământ. Știți ce? Într-o găleată, pus ceva din graj, pus niște pământ, amestecat și baba mea mă punea cu mătura să pregătesc o pardoseală faină. Voi aveți parchet, aveți covor, avem gresie italiană, nu? Avem tot confortul. Avem Biblia. Știu că păstorul din Filadelfia, unul din ei, fratele Nicu Ștef, spunea, când veniți la biserică să nu uitați cartea de cântări și Biblia să o luați cu voi. Noi avem pe pereți, imediat pe monitor, apare cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu să ne binecuvinteze să avem cuvântul Lui în inimile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze să avem cuvântul nostru, cuvântul Lui trăit cu fapta în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am fost la cumpărături în oraș, am fost la cu nevastă mea la un market și acolo când să cumpărăm o cafea, am văzut că ăsta era vânzătorul, patronul de acolo și m-am luat de el să-l întreb ce părere are de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Și el a zis, nu vreau să spun multe pentru că eu sunt reținut, a zis el. Dar eu am zis, dar tu ești ortodox? Nu. Știam că nu e ortodox. Dar ești catolic? Nu. Am zis, bă, dar nu ești pocăit. Știți ce mi-a răspuns musulmanul? Aia e pocăită. Dacă ar trebui să fiu altceva decât ce sunt, aș vrea să fiu ca aia. O doamnă, spune, doamne, ești pocăită, unde merg la biserică? La Elin, Domnul să te binecuvinteze. Musulmanul ăsta, dacă ar trebui să fiu altceva, aș fi ca ea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute să fim în această lume cu adevărat ceea ce Domnul Iisus Hristos avea să spună. Voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Dumnezeu să ne ajute. Dacă am fi sare și am dat gust lumii acesteia întinate, confuze, dezbinate, dezorientate, lipsite de pace, am fi un crâmpei, un crâmpei de dorință bună. Cine mănâncă sărat, acum noi nu mai mâncăm sărat, ca să indicația, tensiunea crește și așa mai departe, dar când mănânci sărat întotdeauna, după ceva sărat, îți ai nevoie de apă. Dacă noi am fi cu adevărat sare,
omenirea aceasta ar căuta o apă pe care nu o găsește nici în apa plată, nici în apa minerală. O apă despre care vorbea Mântuitorul în ziua cea mare a praznicului în Ioan 7 cu 38. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute. Apostolul vine aici, în pasajul pe care noi l-am citit, și spune: voi sunteți cei chemați, voi sunteți cei iertați, voi sunteți cei răscumpărați, dar până la sfârșit trebuie să păstrați încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Avem voie să ne lăudăm? Am stat la masă la un eveniment vineri seara, mai nu vreau să jignesc pe nimeni. Și interesant că o doamnă doctoriță a zis ceea ce eu m-am abținut să zicem. Eu mi-s bănățană. Eu n-am zis că eram lângă nevastă mea și m-a trăgea atenția să nu mă laud că mi-s bănățană. I-a zis că e ardeleancă. Și doctorița asta a zis: eu mi-s bănățancă. Noi ce suntem? Suntem bănățeni, slavă lui Dumnezeu. Moldoveni, slavă lui Dumnezeu. Olteni, slavă lui Dumnezeu. Dar în această seară, eu, dincolo de faptul că sunt bănățan, sunt mândru că sunt un salvat al lui Iisus Hristos. Sunt unul care l-am întâlnit și am răspuns chemării lui Iisus Hristos. Dincolo de ceea ce suntem, dincolo de ceea ce suntem ca nație sau origine de la naștere, noi suntem cei care l-am întâlnit pe El și am devenit o făptură nouă în Hristos. Născuți, bazați pe adevărul lui Dumnezeu. Am primit o sămânță care ne-a născut din nou. Sămânța este Cuvântul Sfânt. Și Apostolul Pavel, până la urmă, majoritatea. Nu știu, Matei, tu ce crezi că Pavel a scris evrei? Eu, acum 50 de ani, așa zice Apostolul Pavel, acum zice autorul epistolei către evrei. Ne-am modernizat. Nu-i rău că ne-am modernizat. Nu-i rău că avem confort. Nu-i rău că avem tehnica de partea noastră în biserică și ne ajută. Nu-i rău. Ci cel mai important este ca dincolo de orice tehnică, dincolo de orice realizare umană, noi să putem să zicem: Doamne, îți mulțumim pentru că ne dai harul să beneficiem și de această nouă tehnică. E un har, nu? Să ai telefon, să dai telefon și să-l vezi pe cineva drag din America. Eu știu când bunica mea mă punea să merg pe ea seara la poștă, că vorbea cu fiică-sa Eva de la Arad. La telefon, abia, alo, alo, se întrerupea legătura și abia se înțelegeau cumva. Să zică: ha, ești bine, nu? Atât. Dar astăzi noi ne vedem. Dacă tehnica este atât de înaintată, cât de mult mai are Dumnezeu să ne reveleze, să ne descopere și să ne facă să înțelegem că noi avem limitele noastre umane. Dar Apostolul vine aici și spune așa: luați seama, dar versetul 12, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Adică cum? Dacă suntem chemați de El, dacă ne-am întors la El, este și riscul să ai o inimă rea și necredincioasă? Aș putea să vă dau exemple reale din viața de zi cu zi, mai multe, dar vă dau un singur exemplu. Un singur exemplu care pe mine m-a zguduit. La un moment dat, un tânăr care am zis că este de perspectivă, nu mai veni la biserică, lucra în trei schimburi, o mai rărit-o, că era obosit, că lucra schimbul 3 și așa mai departe, și până la urmă s-a întâmplat ceea ce zice aici: luați seama, fiți atenți, vegheați ca niciunul să nu cumva să vă împietriți inima și să vă întoarceți de unde ați plecat. Și acest tânăr de nădejde, m-am gândit eu că va fi un urmaș de păstor în satul natal,
nu mai venea la biserică și într-o zi mă sună. Cine mă sună? Gabi. Fratele ăsta. Și zice, mă, știi unde sunt? De urgență m-a dus cu salvarea. Sunt la clinica asta vis-a-vis de prefectură. Am făcut o criză de inimă. Eu m-am gândit, mă, înseamnă că Dumnezeu se judecă cu omul ăsta. Și el îmi spune, Dumnezeu mi-a ieșit înainte prin suferința asta. Aș vrea să mă întorc cu toată inima înapoi la Dumnezeu. Vrei să vii, frate Partenie, până la mine, să te rogi, să stăm de vorbă? M-am dus, am stat de vorbă cu el, omul s-a întors. Acum 2 săptămâni m-a sunat și a zis, sunt la spital la județean, mi-a rezolvat doctorul care m-a operat ce trebuia să rezolve, sunt bine, dar n-am cu cine să merg înapoi, că nepotul s-o are probleme cu mașina, dacă pot să-l duc. Vreau să îți spun o experiență interesantă, spunea fratele Gabi. Ascultați, vă rog. Deci este proaspătă. Acum 2 săptămâni, nu joia asta, care a trecut joia cealaltă, era în spital, s-a gândit, mă, am și boala asta, am și cu rinichea, am și cu prostata, am și cu colonul, nu știu dacă Dumnezeu mai știe de mine. M-a uitat Dumnezeu. Deși m-am întors la el, cu toată inima. Asta a spus miercuri. Dimineața. Miercuri după masa, intră un tânăr în salon. Zice, este cineva credincios aici? Ma, credincioși toți românii, nu? Câțiva la sută zic că nu există Dumnezeu. Dar tânărul ăsta zice, să fiu mai clar, este un pocăit aici? Ăsta-i salonul 404? Da. Este un pocăit aici? Da. A zis fratele ăsta, eu sunt. Și a zis, s-a dus la el și a zis, Dumnezeu m-a trimis să-ți spun că veghează asupra ta. Mi-a zis să-ți dau o sumă de bani, mi-a lăsat bani și a plecat. Și ăsta a zis, frate, de unde ești? Cum te cheamă? Eu am venit în numele Domnului, Domnul este important, Dumnezeu m-a trimis. Dar de unde ești? Din Timișoara. De ce biserică ești? Din Tabor. Eu știu biserica Tabor din Timișoara. Ieri am vorbit cu diaconul de acolo și a zis, măi, frate Partenie, la noi vin o grămadă de studenți, e o trezire în mijlocul tinerilor, ăștia sprinderi, îl caută pe Domnul și cu siguranță un tânăr din ăsta a avut revelația de la Dumnezeu. Și s-au dus acolo la spital. În această seară, eu vreau să-ți spun că Dumnezeul care te-a chemat este Dumnezeul care te veghează. Este Dumnezeul care te cunoaște. În aceeași carte a evreilor, în Evrei 4:13, spune așa, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. În această toamnă, fiul meu mergea cu o persoană în mașină înspre Gătaia, unde era o întâlnire de rugăciune. Și tânărul care mergea cu fiul meu îi zice în mașină, mă, Adi, eu nu mai sunt bun de nimic. Nu cred că Dumnezeu mă mai are în vedere. Au ajuns acolo la rugăciune, ori erau întârziați și când au început și ei să se roage, acel proroc din Oradea a venit și a zis, bărbatule, să nu mai spui că nu ești bun de nimic. Să nu spui că Dumnezeu nu mai are nimic cu tine. Și a continuat să vorbească. A rămas uimit tânărul ăsta. În această seară, eu nu spun povești. În această seară eu vin și spun bazat pe adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeul cel nevăzut este Dumnezeul prezent. Este Dumnezeu care stăpânește, care conduce întregul univers.
se întâmplă ce se întâmplă și rămânem cumva uimiți, aceasta nu este nimic, nu este o altă veste decât că Biblia, ce spune Biblia, se împlinește pas cu pas. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să fim parte integrantă din ceea ce spune primul verset. Frați, sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Există o chemare a lui Dumnezeu. O dată, de două ori, de 10 ori, ani de-a rândul, Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu este gata și are nu răbdare, are îndelungă răbdare cu noi. De aceea apostolul vine și spune aici, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Am întâlnit în octombrie, cred că în prima săptămână din octombrie, am vorbit cu un om prosper, un fermier, foarte bine este dezvoltat, are utilaje de ultima generație, îi merge foarte bine, sponsorizează în stânga, în dreapta, l-am chemat și am zis, băi, da, spune, de ce nu vrei? De ce refuzi să vii cu noi, măcar o dată pe an, la o sărbătoare a mulțumirii, să te bucuri și cu noi? Tu zici că mă respecti pe mine, respecti pe păstorul din biserica asta, cum de nu vii? Mai domn partener, hai să fiu sincer cu tine. Am două probleme. Care sunt alea? Poți să mi le spui? Da. Unu, mi-e frică că dacă vin cu voi, o să-mi placă. Al doilea rând, mi-e frică că mă pocăiesc. Tu vezi în mine un om ratat, i-am zis. Mă cunoaște din tinerețe. Nu. Păi atunci, tu crezi că vei fi ratat dacă te întorci la Dumnezeu. Dar păcatul, dar cel rău, dar vrășmașul, dar Satan vine și spune la unii, bă, nu există niciun Dumnezeu, lasă tu pocăiță, ia-ți mai reduși. Vezi tu de treaba ta. La alții, ca la cel din relatarea a mea anterioară, vine și spune, bă, există Dumnezeu, dar nu te du acolo, că dacă te pocăiești, mai avea el o teamă, că dacă se pocăiește, nu poate să țină. În această seară, eu cred că cel ce ne cheamă este cel atotputernic. Este Dumnezeul mare despre care am cântat. Eu cred că Dumnezeul cel atotputernic are resurse, are tot ceea ce este necesar pentru noi ca noi să rămânem în harul Lui. Ca noi să rămânem sare și lumină. Ca noi să rămânem în adevăr. Ca noi să rămânem o priveliște pentru lume și pentru îngeri. Dumnezeu care ne cheamă are putere să ne țină în harul Său. Dumnezeul care ne cheamă are putere să transforme tot ceea ce este nepotrivit voii sale după voia sa, să ne facă sfinți în adevăratul sens al cuvântului, să ne sfințească vorbirea noastră, să corecteze privirile noastre, să redirecționeze atitudinile noastre. Dumnezeu este în măsură ca și creator, ca și stăpân, ca cel care este stăpân peste acest lut, are putere să ne transforme. Slăvit să fie numele Lui și să ne dea nu o viață de 80 de ani, de 90 de ani sau 100, ci o veșnicie. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei din această seară ne spune, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Să nu fie prea târziu. Câtă vreme se zice astăzi. Este prea târziu? Oare? Dacă va fi mâine? Un om îndrăzneț cu ceva ani în urmă în America, la o mare evangelizare, la scară largă, de 10.000 de oameni, pe un mare stadion, a cerut dreptul să pună o întrebare la microfon evanghelistului și a zis, când trebuie să mă pocăiesc?
predicatorul n-a zis, n-a dat citatul cum am dat eu astăzi, ci predicatorul a zis cu o zi înainte de a muri sau cu un ceas înainte de a muri. Și interlocutorul, omul curios, zice, care-i ceasul ăsta? Și păstorul îi spune, întreabă-L pe Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu și întreabă-L pe Dumnezeu. Care este sfârșitul zilelor mele sau de tale? Nu știm. Nici unul. Nu știm. Dar știm că astăzi ne stă în putință să facem o decizie. Astăzi. În pasajul pe care noi l-am citit în această seară, ni se spune despre o inimă împietrită, o inimă deschisă, o inimă care este ușor derutată. Dumnezeu, marele înțelept Solomon, avea să spună, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. În cuvântare de pe munte, Domnul Iisus Hristos, în Matei 5, 8, spune ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Da, știi tu ce e inima mea? Eu am întâlnit oameni care spun, bă, parte de bă. Dar ce n-am făcut eu în viața mea? Tot ce-i mai rău am făcut. Pe mine mă iartă Dumnezeu? Pe mine mă mai cheamă Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos, când face chemarea din Matei 11:28, spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Voi toți cei trudiți și împovărați. Oricât de mare ar fi povara, nu este un păcat pe care Dumnezeul, cel atotputernic, să nu-l poată radia. În această seară, astăzi, aici, este un moment potrivit. Același Solomon spune în Proverbe 23, Dumnezeu are următoarea chemare. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Fiule, dă-mi inima ta. Din inima aceasta, așa spune aici, o inimă rea și necredincioasă ne poate despărți de Dumnezeul cel viu. Apocalipsa 3:20 spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu nu ne forțează, Dumnezeu ne iasă în cale, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne cheamă, numai că adeseori noi spunem, când totul este bine, când totul ne merge bine, spunem, e clar, Dumnezeu mă binecuvintează, Dumnezeu îmi dă sănătate, Dumnezeu îmi dă prosperitate, reușesc în tot ceea ce fac, eu sunt cineva. Dar tot ce realizăm atunci când suntem bine poziționați în societate, trebuie să reținem că Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat. Ne-a pus într-o conjunctură favorabilă, ne-a ajutat să luăm decizii bune, în care să reușim și să avem succes, dar în această seară eu vin și spun, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, păstrați-vă inima. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm inima. O inimă curată înaintea lui Dumnezeu nu avem niciuna, doar că El ne-o curățește. Doar că El ne iartă. Haideți, aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să închei mesajul din această seară spunându-vă că despre împăratul David, Dumnezeu avea să spună, am găsit un om după inima mea. Asta a spus-o Dumnezeu, nu un om. Dar în Psalmul 51, după ce el, orice om este păcătos și născut în păcat. Numai păcătoșii sunt de două feluri. Păcătoși iertați și păcătoși care încă n-au întâlnit
pe Cel ce iartă păcatele. Noi avem harul în această seară, aici în Biserica Pentecostală din Deta, să avem prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, eu cred că este prezent aici. Ne amintește Dumnezeu că David, cel cu inima curată, avea să spună la un moment dat, când el a păcătuit și a ajuns în vale, ascultați Psalmul 51, începând cu versetul 10 până la 13 inclusiv. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. 13. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. David a avut momentul lui de declin. Dar David a avut îndrăzneala și harul să se întoarcă spre Dumnezeu și să zică, Doamne, zidește în mine o inimă curată. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. În Ioan capitolul 6, Domnul Iisus a venit și a spus, cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Păcătosul, tălharul de pe cruce, a avut harul să fie iertat în această seară. Eu vreau să închei mesajul meu, aș vrea să închei cu rugăciune, aș vrea să putem cu capul plecat, cu inima profund mulțumită, să zicem, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai salvat. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai iertat. Dacă din cei ce nu s-au întâlnit cu Iisus, nu și-au dat viața lui Iisus până în această seară, aș vrea să le fac invitația din partea lui. Vino! Omul e obosit, tânăr sau vârstnic, femeie sau bărbat, în această seară Dumnezeu te cheamă. Este cineva care vrea să-și dea viața Mântuitorului? Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai este cineva care poate să ridice o mână sus și să zică, Doamne, și eu sunt aici. Iartă-mă, primește-mă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăvit să fie numele Lui. El vede mai mult decât văd eu. Eu am văzut o mână ridicată. Una, două, trei, patru mâini ridicate. El vede inimile voastre zdrobite. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. Slăvit să fie numele Lui. În această seară, aici, este o seară a iertării. Este o seară a ușilor deschise. A unei împărății care primește păcătoșii. Tată scump care locuiești în ceruri. În numele scump al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru harul care mi l-ai dat să transmit un mesaj al iertării, al eliberării, al salvării, al mântuirii. Doamne, îți mulțumesc pentru mâinile ridicate. Îți mulțumesc pentru că Tu vezi inimile deschise înaintea Ta, împovărate, Doamne, apăsate. O, Doamne, curățește inimile lor prin puterea jertfei Fiului Tău. Iartă-i cum ne-ai iertat pe noi, Doamne. Sfințește-i, Doamne. Umple inimile lor cu prezența Duhului Sfânt. Și apoi pe ei și pe noi. Ajută-ne, Doamne, să trăim viața de mărturie a unui Hristos care salvează, care iartă și care duce în împărăția veșnică. Fie slăvit al Tău nume, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt de acum și până în veci. Amin. Amin.